Salutare, dragilor, și bine v-am găsit! Suntem în ziua 3, nu? Da, ziua 3. Ziua 3 la căsuța din pădure. Și... Văleu, ești nebun! Văleu! Băi, ești nebună! Băi, băiatule, bă, băiatule, bă, mi s-o încreță chelea pe mine. Doamne! Văleu! Văleu, dacă vai de mine și de mine! Cum se poate așa ceva? Păi în ce lume trăim, mă, fraților, în ce lume trăim? Văleu! Băi, dacă și așa ceva să fac, măi, să vii pe loc privat ca să strângi în halul ăsta, măi! Văleu, 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 nici s-o încrețat că de chile am venit să plâng, nu mai pot. Uite, bă, și-o făcută, Doamne ferești! Tu ești nebun la cap, bă, și... Cădeți voi, mâna, bă! Dacă am prins-o-l aici, dacă nu se vezi ce-i fac, dacă nu cred că îl distrug, îl duc la poliție, se vezi ce-i fac eu lui. Dacă cred că nu mai ajunge la poliție. Așa-i dau. Păi ești nebun, fai de mine și de mine. Ei, rup părți din cap, ați spus ce spun eu cu asta. Nu, bă, nu se mai poate, bă, așa ceva, n-am putut să văd așa ceva, bă. Pe cuvânt, dacă am putut să văd așa ceva, bă. Dacă am putut să văd așa ceva. Nu mai pot din el. Fai de mine și de mine. Bă, și am zis că aici... Proastă din nația lor. Am zis că îi în păduri, îi... Nu vine, fai de mine și de mine. Dar aici așa până la urmă, băi, un stăpân ai la casa asta, băi. Nu, casa asta nu a fost făcut așa, adusă din cer și pus aici, băi. O fie dărăpânată, da. Și cărămizile astea, băi. E o crapată. Să le strici, să le distrugă și pe este, băi, de aici, băi. N-am putut să văd așa ceva, băi. Bă, dacă am prins unul aici, dacă l-am prins, ăi, dacă nu, cred că, nu pot să vorbesc urât în video. Nu pot să vorbesc urât în video, dacă nu, cred că, nu, se duce vestea. Ascultați la mine, dacă nu se duce vestea și fac eu, uitați-vă încoace la mine. Acela care te uiți, că oricum, că, sigur te uiți pe video și vezi. Dacă te-am prins, dacă nu-ți mănânc carne din tine, uite încoace la mine. Eu vin să plâng. Cu rata ta și mâine. Îmi vine să plâng. Educația care o ai de acasă, că nu poți să înjuri. Uite și eu venit în gândul așa, distrus de aici. Fai de mine. Nici găleata nu mai este. Și găleata o luat-o. O luat găleata, bă. Dacă și găleata o luat-o distrus masa asta de aici așa. Păi ești nebun. Oricum sunt niște ratați. Aici care au făcut chestia asta sunt niște ratați din nica. Nu mai, goi, Corni, nu mai, eu nu mai continui. Nu mai continui, eu nu mai fac nica. Ue, nu mai fac nic. O fac înapoi. Ue, nu mai fac nic. Nu zic nic. Nu mai fac nic. Nu mai fac nica, nu. Că o să vină iară și o să strâși și iar nu, eu nu mai fac nic. Nu știu dacă mai are rost să continuăm. Eu uite unde o aruncat asta. Uite o leacă. Uite o leacă unde o aruncat o de asta de... Fii atent aici. Fii atent aici. Eu ți stai așa, că uite că aici au venit. Ori au fost acum, ori au făcut de dimineață, ori asară, după ce am plecat noi. Hai de mine și de mine. Ai, degeaba vii. Uite, pe aici, urmi. Ia. Uite, fii atent, tu urmi și pe aici. Uite și pe aici, urmi. Uai și oameni, uai și oameni. Hai să zici copchira ta, să-i educate de acasă. Ascult, îi pune, nu-i așa. Uai și... Nu vine un om bătrân ca să facă chestia asta, ascultă-mă bine. Hai să zici copii care n-au educație, care n-au nici o casă, care îți vai de capul lor. Uite, pe aici au fost ea. Vezi, uite, îți cunoaște urmă. Da, pe aici, dar nu știu cum e. Uite, 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 uite. Uite aici. Uite, în brustul lui ăsta. Pe aici. Ia uite, bă. Ia uite, bă, frate, drag. Uite, uite, nu a aruncat blatul, bă. Uite, bă. Uite, nu a aruncat blatul de la masă. Ha! M-am urzăcat. Uite, bă, unde l-a aruncat. Doamne ferește. Nu a aruncat blatul de la masă, dacă a putut să plăt așa ceva, bă. Nu mai pot. Nu, dar eu nu am și el din niciun lucru. Am zis dacă spăi. Nu, dar ceva se întâmplă. Ascultați la mine, face dacă nu se întâmplă.
Ascultați la mine, bă, și dacă nu se întâmplă, uitați-vă încoașa la mine. Bă, trebuie și văzut cineva. Mergem și îi ducem la poliție. Îi ducem la poliție, îi facem dosar penal, îi dăm în judecată. Că nu se mai poate. Tu-ți închipui dacă eu îl prindeam aici, în față. Tu deja eu te amețesc, că sunt bămițe. Tu-ți dai seama și se putea întâmpla? Nu. Tu-ți dai că eu nu mai... Bă, imposibil. Ascultă, imposibil să nu și văzut cineva. Mergem și întrebăm din om în om cine a fost aici. Mergem și îi dăm la poliție, li faci dosar penal, îi dăm în judecată. Îi dăm în judecată, Corneli. Îi dăm în judecată, trebuie să afli. Trebuie să se afli. Dar tu gândește dacă noi ne apucăm aici să facem garduri, să facem casă. Tu te gândești că ăștia vin aici și spargi geamuri, spargi casă, spargi tot? Că asta e educația lor de acasă, rasa lor, că de unii pleacă din rasa și jița lor de acolo. Asta. Nu, mergem și că întrebăm din om în om, imposibil să nu-i și văzut cineva. Imposibil să nu-i și văzut cineva, n-are cum uci. Mergem și îi găsim. Îi găsim și îi dăm în judecată. Îi găsim și îi dăm în judecată. Îi dăm în judecată, Cornelie, ascultă-mă ce zic eu. Îi dăm la poliție și le deschidem dosar penal. Băi, o casă de om ai și așa, băi. E o casă de om, cum să vii, băi? Hai să ne zic pe câmp, s-au dus pe câmp, o stricat, aia, copchii, da, asta e, asta au gândit ei. Dar să vii tu într-o curte de om, că până la urmă e o curte aici, să vii și te apuci să strici. Tu-ți dai seama și în lumii trăim? Nu, asta facem, nu Cornel. Fără nici acum suntem nervoși, nu. Mergem exact cum ți-am zis. Asta noroc au, că nu-i curent aici. Dacă era curent tras, că nu iese sursă de curent aici. Puneam camere de supraveghere și sigur îi prindeam. Asta păi da, pentru că ai văzut în câmp s-o dus toți la fel, că n-avem cum să facem, da. N-avem. Asta noroc, nu. E cel mai mare noroc al lor. Dar odată și odată că... Mergem, Cornelie, fii atent, exact așa facem. Mergem în sat și întrebăm pe fiecare om. Sunt casele astea aici mai la vale, imposibil să nu și văzut. Măcar unul dacă l-au văzut. Mergem și întrebăm și îl dăm la poliție, facem dosar penal. Nu se mai poate, fraților, așa ceva, că noi muncim să facem un lucru frumos și alții își bate joc de ceea ce facem noi. Nu se mai poate. Îi dăm în judecată. Vinea un om de la Buret, îl prindea o ploaie. Vinea un om la cosât pe aici, că mai au pământul, care vin la coasă. Vine, se pune la masă, mănâncă, stă, se liniștește, se recrează. Asta și înseamnă, mă, fraților, în ce lume trăim. Și apoi să zicem că, bă, deși atâta răutate în România asta. Bă, asta e răutatea, pentru că așa-i crește, voi copii. Așa-i crește, normal. Așa-i crește, asta se întâmplă. Răutatea care o aveți în voi, părinții de acasă, care îi iau copiii, ei ce fac ei, ce rău fac la timpul lor, faci și copilul tot așa. Asta învață. Tremur, tătă, nu mai pot, nu, asta e de făcut, nu mai repetăm, mergem, îi dăm în judecată. Cornelie, imposibil să nu-i găsim, îi găsim pentru că o să audă, i-o văzut cineva, imposibil să nu-i vadă cineva. Îi dăm în judecată. O fi major, o fi minor, nu mă interesează. Dacă e minor, răspunde părință. Plătească și măsa și tatu și bunii și lui și lor, plătească rău care a face copiii. Plătească. Îi dăm în judecat. Plătească, dacă nu știu cum să-i stăpânească, să-i stăpânească legea. Hai să și facem, eu nu mai fac nimic. Nu, încerc să fac masa asta înapoi, cum pot așa, o să o fac frumos. Mai facem și mai facem pe aici și ne oprim. Dacă cumva se mai întâmplă să distrug iar, asta este, renunțăm la chestia asta, să o mai facem, o să facem altceva, că nu se mai poate, frate, nu se mai poate. E ceva ieșit din comun, frate. Cum să te gândești și sigur, asta 100.000, nu a fost unul aici, că dacă era numai unul, nu se întâmpla chestia asta. Cum vezi că o distrus asta de aici, o aruncat blatul de la masă, o luat în schinare și l-a dat mamburienele gele. Nu dădeam de el, dar dacă nu o luam pe aici să mă uit după urmă, nu puteam să-mi dau seama. Găleata o luat-o. O mai fost ceva în pod acolo, așa, a fost janta și în pod acolo. Putea să o iei.
oricum presunt. Presunt. Presunt că pui mâna pe ei. Presunt eu. Eu nu mai zic nica. Nu pre... Eu presunt. Nu, n-ai bă, cum să-i prinză. Băi, Cornel, n-ai bă. Noi plecăm Sara de aici. Ei poate să vină Sara, poate să vină și știi tu când vini. Nu ai cum să-i vezi, da, absolut nica, n-ai cum, mă. Ai cum. Nu ai cum, Cornelie, că... E dacă ne vede când plecăm cu mașina, îi țuști, vină în urma noastră. Și cui o faci și pe boali? Cum le-a venit în gât? Păi cum numai rău, gât? Numai rău să facă. Sfarmi și cărămizile astea. Se vede că are ceva în el. Un sânge care trebuie scos acela. Un sânge rău. Pleava societăților. Societăți. Ești pleava. Facem noi de găleată, bă, când mai avem găleată. Mai avem și sadul și mapă. Da, bă. Dacă e roșu de materiale pus o mașină? Nu cred, nu. Da, am lăsat-o în casă, hai să vedem, mai este? Hai să vedem. Da, e aici. Uite, da, nu intră. Aici nu l-au. Zici care-i chestia? Uite și grebla așa, le-a lăsat aici. Grebla, furca. Eu, nu l-au văzut. O distrus? Ori a fost aici, bă, când o auzit că vinim. Zici? Să știu de dacă nu. Nu a avut timp. Și nu a avut timp să controbă aici, pe aici. Da, probabil. O stricat și o luat-o pe aici, pac, pe păduri. Băi, băiete, băiete. Da, asta s-a întâmplat. Tiberiu. Și faci, nu mai chef de Nica? Hai, mă înțapă să-l țari aici, pe pot. Nu mai am chef de Nica. Băi, haide, haide să ne luăm îndemnul. Lasă că vedem noi și facem. Fiatel, eu aseară n-am mai avut timp să mai spăl vasele. Vreau să pui să fac o leacă de foc, să încălzească apa, înțelegi? Și apucă-te și fă acolo, să strângi de acolo din chilierul și ala să-l dai jos tot lemnele și ele tot de acolo așa. Pe urmă, cât spăl eu vasele. Păi, faci, măi, Cornel. Măi, Cornel, faci, mă, da. Vine iar și stric, nu mai am chef din nimic. Nu stric, lasă că vedem noi ce facem. Știu că scoși el de treaba asta, da? Acum ce să faci, să renunțăm pentru o țapă de copil care a făcut treaba asta? Strică de acolo, da? Strică frumos, așa, știi? Și toate lemnele le pui gramadă. Le pui aici lemnele gramadă, bă. Aici le pui gramadă. Le pui frumos, e așa, așa, zate aici.
Băi, oameni buni, avem din nou o problemă foarte mare. Ia, câta oară, Cornele? Una, a doua, a treia. A treia oară. Normal, a patra oară, mi-a lipsit odată. Da bine, alea nu le mai punem, că au luat butoiul cu aia și au mai furat. Peaua, mi-a lipsit uleiul ars. Alea, lasă-le, da. Și încă o dată, iar a distrus cărămizile. Deci a patra oară. A patra oară, oameni buni. Da bine, a patra. Cât așa, câta oară și nu contează câta oară și. Și oameni poate să fie ăștia, nici nu mai am cuvinte, nici nu mai știu ce să mai zic. Orașul a distrus geamurile, frate, o distrus. Ia uitați-vă aici. Ia uitați-vă și-o făcut o... Asta este, oricum li scot. Da, eu când am venit prima dată am văzut asta, Cornele, vină cu mă. Și am zis, e gata. Cornel nu mai a avut răbdare, a intrat în casă. Ia uitați-vă ce-o putut să fac. Deci o venit, cu și-o dat, nu știu, de prin casă, cu și-o dat, cu și nu-o dat. Fiți atenți ce-o făcut aici. Aici. Uite, o bagat un capac de beri, uite cum o bagat un capac de beri. Și în partea asta la altă... O bagat două chiroane. În partea asta la altă o bagat două chiroane, le-o bătut în... În perete. În ăsta, cum îi zice, în copac. Ia uite. În racheta ce e, vezi? Da, bă. Fii atent. Da. Fii atent cum l-a bătut cu cap. Bă, dar l-a bătut, nu glumă, bă. Fai băiete, băi băiete. Și aici? Băi, uite bă unde l-a sfarmat. Fii atent cu o făcut ei cărămizile cum o știu ei. Doamne ferește, mai ca domnul. O distrus tot pe aici, tot ce o găsit, o distrus. Ai aruncat acolo așa. O disfăcut ațele de la baloțul ăștia la înțeșol, o bătut cu ei și o legat asta aici, nu știu de ce. Ce au zis, cred că să ne închedecăm noi sau cine știe și o fi gândit ei. Bun. Dar uitați-vă și eu... Hai să zicem că a fost o copilărie așa, da, poate fiecare îi legam o ață și îi jucam. Dar nu sunt coașe. Nici nu mai am cuvinte și să zic. O stricat așa. Ia uitați-vă ce-a făcut. Găleata. O dat. Aici am avut niște pânzi. Am avut niște pânzi pentru ferestrăul ăla, pentru șoaricul ăla de tăiet. Anume le-am luat pânzele astea ca să fac florile cele pe afară. Bun. Așa. Nu mai putem. Un cuțet e aici, prosopelul e aici și a unul e aici, da? O să răsturna cuile din sacoșa asta. Da, uite, atâtii cuile pe jos. Ia uite, atâtii cuile pe jos. Găleata asta, și aici au fost niște cuii, o răsturnat. O spart-o și o răsturnat-o, o spart-o, o făcut-o flenduri. Bun. Flenduri au făcut tot, uite. Da, aici. Ia uite-ți așa. Geamurile, spart-i, tăti. Aici, o zvânită cum a fost aici și zahărul. Bă, și lingura, bă, uite, și lingura unduietă, bă, și lingura unduietă. Da, bă, fii atent, o leacă. Fii atent aici, așa, cană spartă tot. Cana de asta nu am ușit, faci, uite, și lingurile astea de la fata aia de la Iași. Și aia o rup. Da, bă. I-o rup mânierul, uite, furculiță înduietă, ia. Fii atent cum le-au făcut, uite. Uite, numai cât... Așa să se rămână. Așa se rămână. Așa se rămână. Și cu cuțetul care l-a luat, cu acela și-și taie mâinile. Cum poate să fie, bă, așa să... Păi, uite cum a făcut furculița asta. Ia uite-mă. Uitați-vă cum a făcut furculița asta. Ia uite-mă. Nu știu cum de ori eu, cum ori eu să fac așa. Și acolo. O persoană dă bani și cumpără să facă un bine și altul vine și face un rău. E foarte ușor. Și așa. Cater sau și? Și cater, mă. Ai, la lingură. Cum a rupt lingura de aici. Cum a rupt lingura de aici. Văi, de mine. Castroanele zdrogite toate, așa, chisate, castroanele, chisate bine. Da? Așa. Hai de mine. Fii atent aici, am văzut o chestie, fii atent, nu știu, a fost asta aici pusă? Bățul ăla? A? Da, e bățul de afară, n-ai treabă. E bățul, e bățul de afară. Pare de care bun. Deci am avut aici greblă. Ia uite aici, au dat cum să cunoaște cum o spart geamurile de la ușă. Da, da. Geamurile de la ușă, uite, se sparte tăti. Aici camera. Stai așa, ca am să... Aici, am avut aici greblă, da?
Am avut greblă și cu lopată. Lopata și grebla nu mai există. Nu știu. O să căutăm pe aici, prin prejur, poate o luați, o spar și o le arunca pe aici. Deci a dispărut. Problema cea mai mare, asta este. S-o dus pe partea cealaltă și o dat cu piciorul sau cu șoșii dat în părete, până o darama păretele. O darama pe păretele. Pe afară l-o darama păretele, nu prin interior. Dar nu da Dumnezeu, și măicuța Domnului să-l spargă pe aici peretele și să vină tătăvarul ăsta să-l găsesc mort aici. Nu da Dumnezeu asta. Deci eu păi, nu mai zic așa. Deci nici nu știu, ce să mai zic. Dar cum și cum nu știu ce să zic? Dar cum să te duci într-o gradă de om? Până la urmă e o gradă de om. E o locație privată aici. Să te duci, cum aș veni eu la tine să intru în curte și nu ești acasă și să-ți dar în părintele și să plec, nu? Dar cum să faci așa ceva? Dar unde bun, în ce lume trăim? Și uitați-vă ce a făcut aici. În ce lume trăim? O dat cu ciorul? N-am putut să văd așa ceva. O dat cu ciorul și o... N-am putut să văd așa ceva. Și-o daramat. Dar se cunoaște, da, se cunoaște că e dat pe afară. Păi da pe afară, că dacă, pe afară, nu, era, da. Dacă nu era dat pe afară, chirpișii nu erau aici, erau, da, erau în afară. Deci, geamul... Ia uitați-vă, aici, bricul londoit. Ce e bricul ăsta londoit? L-o dat cu el de părete, și eu făcut. O făcut. Fii atent aici, uite. Cana asta, bă, că nu s-o atins de lingurile este. Nici aia este. O mâncat un mără. Ia uite o leacă. Uite. Nu, tu știi că se poate lua probi? Ha? Se poate lua probi de la mărul ăsta? Zici? Păi se poate lua probi de la mărul. Nu, dar noi trebuie să anunțăm poliția. Nu nimeni. Serios anunțăm că poliția. Serios că se poate lua probi de la mărul ăsta, tu știi? Mărul ăsta se poate lua probi de la el. Probi de ce? De ADN? De ADN. De ce? Dacă îi faci ADN, o vede. Hai băiete. El și, da, și crezi că poliția să faci ADN acum și să-ți fă, băi, Cornelă. Băi, lasă-o, băi. Noi mergem la poliție fără nicio... Băi, lasă, ești culmea, dar îți faci și poliția, îți faci și îți aduci și... Nu rămâne așa, nu rămâne. Dar ești... Știi că eu ți-am mai zis de 1600 de ori. Că tu ai zis că aia că dă și că nu se bagă poliția. Cum să se bagi poliția? Cum să nu se bagi poliția? Unii, dar și lumii trăim. Ce bun, cum să nu se bagi poliția? Dar și lumii trăim. Adică cum, mă vină la tine o grată și stai părintele și... Adevărul e ăsta, adevărul ăsta e că nu mai am cuvinte, nu mai știu ce să mă bâlbâi tot, nu mai știu ce să mai zic. Poate știi destul de clar chestia asta, poate mult nu știu, dar știi destul de clar că noi aici nu continuam până nu am cerut aprobarea de la proprietar. Proprietarul care e în viață. Și proprietarul care e în viață va fi 100% să meargă cu noi ca să depunem plângerii. 100%. Normal. Și mi-a zis proprietarul că dacă cumva vine cineva și se atinge de casa asta și aflăm cine este, nu mă lăs deloc. Dar trebuie să aflăm. Să plătească. Trebuie să aflăm, îl dăm în judecată să plătească daunii. Plătească daunii, dar asta e, nu știu, asta e, cum se cheamă? Distrugerii, vandalism, nu știu cum să-i zic, nu știu. Distrugerii. Nici nu mai am cuvinte, nu mai găsesc cuvintele să vorbesc. Pur și simplu nu mai găsesc cuvintele să vorbesc. Pur și simplu nu trebuie lăsat așa. Nu trebuie lăsat așa pentru că și din cauza de continuă. O, am încercat odată, n-am zis nica. O încercat de două ori, n-am vrut să mediatizăm chestia asta, că tot din motivul că am zis că să nu dăm frâu liber. Da, să nu dăm frâu liber ca să nu avem probleme. Avem probleme. Bun. Am înțeles. Da, acum să fac așa ceva, să vii, să strici și păretele, să dărâmi păretele jos. Păi dar nu se gândești că asta e muncă. E o muncă depusă și la un loc privat. Nu te duci tu pe câmp să faci ceva în pământ. Nu, dar mergem la poliție și la poliție fără trebuie să rezolvi poliția. Fără nicio problemă. Trebuie să rezolvi poliția. Și cu asta, basta. Nu, dar nu se mai poate. Hai la poliție.